Bună seara! Bună seara! Yeah! Aplauze! Bravo, Bela! Bună seara tuturor! Ha, nu ne-am văzut deja de 2 săptămâni live, așa că ne-a fost foarte, foarte dor. Vă salutăm pe toți și ne bucurăm că sunteți alături de noi în seara aceasta. Ce faci, Bela? Bine! Faci bine? Da? Da, știu! Astăzi avem legenda tricolorului, o creație proprie și o poveste foarte, foarte frumoasă. Hai să-i salutăm pe toți cei care au intrat. Ah, Larisa de Saint-Hubert e cu noi seara aceasta. Vitalia, Amelie, cei 7 pitici. Hei, și din România ne privesc. Hei, eu zic să începem. Am dansat, ne pare bine. Acum putem să începem povestea din seara aceasta. Voi copii sunteți gata de poveste? Da! Nu tu, Bela! Nu tu, copii, sunteți gata de poveste? Se aud un mare da! Da! Bine, Bela, am înțeles, tu ești gata! Cine? Știu că e ziua cuiva astăzi. O să le zicem la mulți ani, doar un pic mai târziu, da? Haide, tu te așezi aici frumos, Bela, da? Stai frumos acolo și te uiți la poveste. Ei, și dacă sunteți gata, să începem povestea din seara aceasta. Legenda tricolorului. Înainte de a începe povestea mea, cine îmi spune cele 3 culori ale tricolorului nostru? Scrieți în comentarii, da? Sunt 3 culori, da? Ha, am dansat, m-am încălzit, așa că suntem gata de poveste. Am numărat până la 40, nu mai știu dacă am numărat de la 40 la 50. Hai să numărăm de la 40 la 50, să mă fiu sigură că numărăm până la 50, da? 2, 3 și 40, 41, 42, 43, 44, 45, Heliuba, 46, 47, 48, 49, 50! Da? Hei, astăzi se fac copii 10 povești deja în direct, da? Astăzi sărbătorim 10 povești deja. Roșu, galben și albastru, bravo! Sau, mai corect, e albastru, galben și roșu. Și eu credeam că e roșu, galben și albastru, pentru că chiar știam niște poezii cu roșu, galben și albastru, dar corect e albastru, galben și roșu. Așa, da, ca să nu o uit, ca să nu uit, la mulți ani pentru Arcadie, la mulți ani pentru Vlad Urbereanu și la mulți ani pentru... Bela, poți să vii un pic? La mulți ani pentru cine? Pentru Erica, la mulți ani! Bravo, bravo! Hai, stai aici frumos, da? Și începem povestea din seara aceasta. Sunteți gata, da? Nu m-am obi... așa. Hai să începem. Mi-e foarte cald. Toți sunt prezenți și Emma este prezentă. Și Ericuța e prezentă. Da, mâine e ziua Ericei, așa că i-am spus la mulți ani din seara aceasta. Hai să începem povestea. A fost odată că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Exista un râu pe care îl chema Prutul. Ei, din păcate, în ziua de astăzi, acest râu desparte Basarabia, Moldova de România. Dar înainte, cele 2 teritorii erau o singură țară. Legenda tricolorului, da? În Basarabia trăia o fată pe care o chema Ileana Cosânzeana, iar în Vaslui, România, trăia un băiat pe care îl chema Făt Frumos.
Cred că ați auzit de Făt Frumos și Liana Cosânzeana. Vlad Urdăreanu, tu ai fost întârziere, deja ți-am zis la mulți ani, dar îți mai zic și acum, da? La mulți ani, Vlad! Așa, în Basarabia ziceam că trăia o fată foarte frumoasă pe care o chema Ileana Cosânzeana și în Vaslui, în România, trăia Făt Frumos. Destinul a hotărât ca într-o zi să meargă la râu, la prut, în același timp și Ileana Cosânzeana și Făt Frumos. Ileana a venit să spele rufele. Așa era pe vremurile acelea. Iar Făt Frumos a venit cu o căruță trasă de doi cai și cu multe butoaie să le umple cu apă. Ileana spăla rufele cântând. Lai, 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 la 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 la. Așa cânta Ileana în timp ce spăla rufele. Așa, Făt Frumos a coborât în căruță și a auzit glasul frumos al Ileanei Cosânzene. S-a apropiat și de celălalt mal a strigat. Cum te cheamă, frumoasă? Ileana nu a auzit sau mai bine se făcea că nu aude. După ce Făt Frumos a mai strigat de câteva ori, a hotărât să înnoate până la celălalt mal. Uite așa nota. Și uite așa nota. Și uite așa înnota. Așa, iar Ileana tocmai pleca, uitând pe mal o pânză. Cine este primul care spune ce culoare este aceasta? Ia să văd primul copil. Primul copil care îmi spune ce culoare este aceasta. Este culoarea? E albastru, corect. Albastru sau culoarea albastră. Deci Ileana a spălat rufele și Făt Frumos a notat repede, repede până celălalt mal al prutului, dar Ileana plecase și lăsase o pânză albastră. Albastru, bravo! Bleu, albastru, bravo, bravo! Să vedem ce spune povestea noastră mai departe. După câteva zile, destinul iar face în așa fel, nu știu, destinul sau Dumnezeu, dar iarăși cei doi se întâlnesc la prut. Unul pe un mal și unul pe celălalt mal. Și Ileana iarăși spăla rufele. Cântați cu mine și lai, 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 la 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 la. Ei, și Făt Frumos, ce credeți că a făcut? A înnotat în toate felurile și așa, și așa, ca broscuța și ca cățelușul și ca broscuța și așa și pe spate. Numai că de data aceasta Ileana a plecat iarăși și a lăsat o pânză. Cine îmi spune ce culoare este? Cine îmi spune? Ce culoare este aceasta? O pânză? Galbenă. Bravo! Galben? Bravo, bravo, bravo! Hai să vedem ce spune povestea noastră mai departe, legenda tricolorului. Așa, și iarăși s-au întâlnit după câteva zile la râu, da? Ia să mă un pic, să mă asigur că... Și a treia oară, iarăși vine Făt Frumos cu cei doi cai, cu 10 butoaie să le umple cu apă. Bravo tuturor celor care au scris albastru și galben. Bravo, bravo, bravo! Ei, și iarăși striga, fată frumoasă, cum te cheamă? Fată frumoasă, cum te cheamă? Dar Ileana nu răspundea, era șmecheră ea. Ei, și a treia oară, Făt Frumos a zis, înnot cât de repede pot, poate o prind.
Da, și Ileana noastră este șmecheră și a lăsat a treia oară o pânză. Cine îmi spune ce culoare este aceasta? Ce culoare? Roșie! Bravo! Culoarea roșie. Deci, a treia oară, Ileana a lăsat culoarea roșie. A luat făt frumos și această pânză cu el, a sărutat-o și când a dat să plece, iată că apare și Ileana. De zice, da bine mai făt frumos, păi așa se face. Eu uit de fiecare dată câte ceva, mă întorc să-mi iau rufele și de fapt tu ești acela de face curat după mine. Făt frumos s-a apropiat de Ileana Cosânzeana și zice, eu sunt cel care a strâns cele trei pânze. Pânza albastră, galbenă și roșie. Trei culori diferite și ți le întorc cu plăcere dacă îmi dai o sărutare. Făt frumos vroia un pupic de la Ileana Cosânzeana. Bela, vină numai un pic. Îmi dai și tu un pupic? Am zis unul. Bela, am zis un singur pupic. Un singur pupic. Ei, și ce credeți voi că Ileana Cosânzeana i-a răspuns? Sărutare eu ți-o-i da, doar dacă mi-e vecere de soția ta. Atunci, văd frumos, bucuros, nevoie mare, a căzut într-un genunchi și a pus un inel pe degetul Ilenei. Uite așa, un inel frumos, frumos, frumos și mare, mare, cu o piatră bogată, prețioasă. Și în cap i-a pus o coroniță frumoasă, da? Uite așa, o coroniță frumoasă i-a pus pe cap. Și a dat și această coroniță cu flori. Nu vă mai zic că... ce credeți voi că Ileana Cosânzeana a acceptat? A spus da sau nu? Ia scrieți în comentarii. Credeți că Ileana Cosânzeana a acceptat să fie soția lui Făt Frumos? Eu cred că da. Dacă ne uităm, legenda ne spune că Ileana a acceptat. Și nu vă mai zic, a fost o nuntă mare, mare, mare. Și s-a făcut un pod cu flori peste prut. Și cele două țări au fost într-una singură. Așa. Ei, acesta este legenda tricolorului, pentru că cele trei culori formează tricolorul nostru, da? Să vedem ce ne mai spune povestea. Nu vă mai zic că a fost nuntă mare și s-a construit un pod cu flori, cum ziceam, pe care au trecut toți românii de pretutindeni și pentru unirea și dragostea dintre Ileana Cosânzeana și Făt Frumos, cele trei culori au simbolizat dragostea lor, care în ziua de astăzi e scumpul nostru tricolor. Uite așa arată. Am un cutremur aici la mine, da? Albastru, galben și roșu. Albastru simbolizează unirea dintre cei doi. Așa cum e cerul și tot universul albastru, așa este dragostea dintre ei, nelimitată, necondiționată, mare, mare, mare. Galbenul simbolizează așteptarea și răbdarea ca cei doi să se vadă și să se căsătorească. Iar roșu simbolizează, așa spune legenda, că simbolizează dragostea care s-a înfiripat dintre ei de la prima întâlnire. Iar eu m-am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa. V-a plăcut povestea? Legenda tricolorului. Vreau să vă spun că este o poveste adevărată. Eu cunosc pe cineva. Cunosc pe cineva. Bela, nu m-am mai speria. Da, știu, n-am uitat.
Bella insistă să vă mai spun încă o dată la mulți ani tuturor celor născuți în luna mai. La mulți ani, era fost ziua lui Arcade, mâine este ziua lui Erica și astăzi este ziua lui Vlad Urdăreanu! Vlad Urdăreanu, la mulți ani! Da, este fanul tău numărul 1. Ei, și dacă v-a plăcut, vă invit acum să dansăm un pic câțiva pași din Hora și după aceea vă spun noapte bună. Sunteți gata? Hai să vedem dacă merge. Dreapta, stânga, stânga, dreapta. Haideți! Și noapte bună! Noapte bună, copii! Noapte bună! Vă iubim!